Sunt multe aspecte pe care putem să le evocăm din viața lui Mircea Vulcănescu, însă, așa cum spune Emil Cioran într-o scrisoare către una din fetele lui Mircea Vulcănescu, nu vreau să fac din tatăl dumitale un sfânt, dar într-un fel era. Și dacă îmi permiteți, m-a impresionat portretul pe care îl face Emil Cioran. De ce? Pentru că este un portret foarte frumos. Zice așa, cu cât mă gândesc la mai mult la tatăl dumitale, cu atât îmi apare că și el era o excepție amețitoare, că tot așa și el trebuie să fie înlăturat prin vreo minune blestemul nostru al tuturor. Poate să pară nebunie să afirm despre un spirit cu adevărat universal că nu gustase din fructul blestemat. Totuși, așa trebuie să fie. Că știința lui prodigioasă era îmbinată cu așa mare curăție încât n-am întâlnit niciodată una asemănătoare. Păcatul strămoșesc, vădit în noi toți, nu se arăta în el, în el care era atât de bine legat în trup și care, în care se adăpostea, paradox miraculos, un sfânt ieșit dintr-o icoană. Dar fi vorbit despre finanțe, despre teologie, din ele zbura o putere și o lumină pe care nu mi-este dat să le pot defini. Nu vreau să fac din tatăl dumitale un sfânt, dar era într-un fel. Gândește-te că el înconjurat de autori. Nu a năzuit niciodată să fie unul. Că voința de a avea un nume îi părea de neconceput. Că nicio clipă nu a fost ademenit de glorie această ispită a omului căzut și care roade pe toți muritorii, afară de câțiva izolați care au regăsit nevinovăția la extremitățile spiritului. Nu cred că va fi fost vreodată nici măcar de departe atins de ideea nesănătoasă de a fi un neînțeles. Nu râvnea la nimeni și nu ura pe nimeni. Potrivnic ideii însăși de a se pune în valoare, el nu se străduia să fie. Era. Și apoi Emil Cioran îi spune, noi neamul românesc, Emil Cioran, care întotdeauna a avut o obsesie cu fatalitatea românească, n-a fost să fie, îi spune lui Mircea Vulcănescu, noi neamul românesc suntem un neam blestemat pentru că n-am fost în stare să dăm lumii un sfânt, vreun sfânt. Și atunci, cu oarecare vehemență, Mircea Vulcănescu îi spune, ar fi trebuit să o vezi pe bătrâna pe care am cunoscut-o într-un sat îndepărtat, ai cărei genunchii lăsaseră urme în pământul colibei de atâtea mătănii ce făcuse. Adevărata sfințenie n-are nevoie să se arate și să fie recunoscută. Toate referințele colegilor săi de generație arată că Mircea Vulcănescu a fost de departe unul dintre cei mai dăruiți de Dumnezeu, dar în același timp un spirit deschis spre martir. Mama a fost atât de binecuvântată de Dumnezeu prin faptul că s-a căsătorit cu tata cu ea, încât a avut sentimentul ăsta de veșnicie alături de el. Și cu toate că el era mai tânăr decât ea, dar se bucura de înțelepciunea ei. Și îi arăta întotdeauna când scria ceva, îi arăta ei și putea într-adevăr să prindă și de la ea foarte multă sagesc, cum zice Franțel, înțelepciunea cu minte, ca să zic așa. Fiind prezentat, vă dați seama că având o pasiune pentru Mircea Vulcănescu, de altfel nu ascund că împreună cu un fiu duhovnicesc pregătim o carte despre dimensiunea duhovnicească a vieții și operei lui Mircea Vulcănescu, o lucrare care cred că va dura câțiva ani, este o lucrare destul de amplă. Există un interes deosebit și mai mult decât atât la seriile noastre cultural-duhovnicești. Noi am avut chiar o seară, deci la 60 de ani de la trecerea la cele veșnice a lui Mircea Vulcănescu, deci 1952, în 2012, el s-a stins pe 28 octombrie 1952. Noi în 18 octombrie 2012 am organizat o seară Mircea Vulcănescu și am intitulat-o Mircea Vulcănescu, chip de mărturisitor creștin, unde au fost prezenți, printre alții,
Deci Măriuca Vulcănescu, fiica cea mai mică a lui Mircea Vulcănescu, Demosthene Andronescu, care a trecut prin închisorile comuniste, și Marcel Petrișor. A fost o seară deosebită, mai mult decât atât mărturia Măriucăi Vulcănescu, dar și a celorlalți a avut un mesaj către tineri care, cred eu, a rămas, va rămâne în memoria tinerilor. Deci, în Facultatea de Teologie, având în vedere că este și în cursul nostru de spiritualitate ortodoxă, și ceea ce m-a impresionat este că Mircea Vulcănescu are o concepție atât de clară în ceea ce privește spiritualitatea ortodoxă. Adică, el face o deosebire între așa zisa spiritualitate ezoterică, ezoterismul oriental de diferite nuanțe, apoi spiritualitatea culturală, cultura ca spiritualitate ca valoare, și spiritualitatea duhovnicească, care spune cu totul altceva. Spiritualitatea duhovnicească ține de Duhul Sfânt în biserică, de mărturisirea lui Iisus Hristos. Este o concepție atât de clară. Asta am admirat întotdeauna. Așa cum spunea și Mircea Eliade, sau și Emil Cioran, nu a fost niciodată atins de această mândrie de a fi un neînțeles. Întotdeauna a fost de o claritate și o profunzime deosebită. Mai mult, în dimensiunea românească a existenței, el arată foarte clar că, dincolo de toate neputințele poporului român, poporul român totuși are o vocație specială în istorie, întemeindu-se pe ceea ce spune Sfânta Scriptură: fiecare neam vine la Dumnezeu cu slava Lui. Mai întâi, cred eu că e foarte important. Eu i-aș îndemna, primul pas pe care ar trebui să-l facă, și să citească o lucrare care a apărut la editura Humanitas, Bunul Dumnezeu Cotidian. Și în această lucrare vor întâlni conferința lui din 1940, care consider este valabilă și astăzi, creștinul în lumea modernă, și anume faptul că Dumnezeu este înlăturat din ecuația vieții fiecăruia dintre noi, și în locul lui Dumnezeu este introdus un sistem artificial care transformă, de fapt, viețile noastre sub această formă a malaxorului social, depersonalizează. Transformarea omului fie într-o colectivitate în care persoana umană nu mai are identitate, fie în ceva, într-un individ, dar într-un individ fără căpătâi. Adică ești liber, dar în această libertate, de fapt, nimeni nu se interesează de tine. Sunt aspectele acestea ale, să zicem, transformării societății într-o masă amorfă, o masă amorfă în care, de fapt, colcăie interesele celor puternici. Înlăturarea lui Dumnezeu, el face o analiză foarte interesantă, înlăturarea lui Dumnezeu încă din perioada, așa zisului, umanism al renașterii, trecând prin perioada modernă și ajungând în perioada secolului al XX-lea. Deci este, cred eu, o analiză destul de profundă și în același timp profetică a unei situații care, din păcate, se repetă astăzi. Pe de altă parte, ceea ce m-a impresionat este dimensiunea românească a existenței, în care el arată adevăratele valori ale României, mai ales într-o lume, într-un context în care vedem există acest proces al așa zisei demitologizării, adică demitologizarea care își propune să să scape de anumite mituri, mai ales din perioada ateist-comunistă. Totuși nu putem să înlăturăm valorile autentice ale neamului românesc. Ori dimensiunea românească a existenței arată foarte clar credința lui Mircea Vulcănescu în vocația poporului român. Deci într-o atmosferă de demitologizare generală, într-o atmosferă de relativism absolut, pentru că ideologia lumii de astăzi este o ideologie a relativismului absolut, în care lumea are impresia că nu mai are pe ce să se sprijine.
valorile sunt înlăturate, viața este redusă la suprafață, superficialitatea încearcă să egalizeze absolut totul, toate valorile, la un moment dat, sunt contopite într-o masă amorfă. Cred eu că, mai întâi, apropierea de viața lui Mircea Vulcănescu. Deci nu-ți vine să crezi că un asemenea om a existat, cu o demnitate, cu un caracter deosebit, cu o scară a valorilor deosebite și, în același timp, opera lui, care este o operă expresie a vieții. Rar am văzut, e adevărat, nu are o operă prodigioasă, nu și-a propus să-și lase viața într-o operă, dar, dincolo de toate, rar am văzut o armonie mai profundă între viața și opera, cum am văzut la Mircea Vulcănescu. M-am bucurat, sunt foarte apropiat și o iubesc foarte mult pe Măriuca Vulcănescu. Mi-amintesc la centenarul Mircea Vulcănescu din 2004, văzând cât de mult îl iubesc pe Mircea Vulcănescu, Măriuca Vulcănescu, deci 2004, s-a născut în 1904, chiar pe 3 sau 4 martie, în 2004 a fost centenarul și Măriuca Vulcănescu mi-a zis: părinte, când mă îmbrățișase, simțiți că îmbrățișați o părticică din Mircea Vulcănescu pe care văd că iubiți atât de mult. Deci pentru mine este un chip care mi-a intrat în minte, în inimă și îl port cu mine oriunde. Apropiindu-mă de viața și opera lui Mircea Vulcănescu, după Revoluție, în 1993, îmi amintesc că chiar am propus, aveam eu un fel de proiect de canonizare a lui Mircea Vulcănescu, vestitorul Ortodoxiei, din 1993, chiar numărul de Crăciun, a doua pagină, mi-a publicat un articol intitulat Mircea Vulcănescu, Sfântul din cimitirul de pe dealul Robilor. Deci, 1993, numărul de Crăciun. Am continuat după aceea, după Revoluție, apropierea de Mircea Vulcănescu și mai târziu am cunoscut-o și pe Măriuca Vulcănescu, cea mai mică dintre fiicele lui Mircea Vulcănescu. Ce pot să spun despre itinerarul vieții lui? Încă de mic este profund marcat de viața creștină și una dintre surorile sale, Michet, mi se pare, spune că era prezent la slujbe, mai ales în săptămâna patimilor, când se ieșeau în procesiune cu Sfântul Epitaf în vinerea patimilor, apoi era aproape întotdeauna de preot, probabil că avea și un fel de veșmânt, un stihăraș, cum ar veni pentru copii. Deci era foarte apropiat de ritualul ortodox. Mai mult decât atât, spune sora lui că știa atât de bine slujbele bisericești, având o memorie prodigioasă, încât toate păpușile ei au fost botezate, au fost cununate de către Mircea Vulcănescu, de către fratele ei Mircea, când era, deci știa, reținuse foarte bine slujbele bisericii, botezul, taina cununiei și alte slujbe pe care el le învățase prin prezența sa la biserică. Mai târziu, nu întâmplător, el s-a înscris la Facultatea de Filozofie și Litera Universității București, a încheiat studiile universitare cu o teză în o lucrare în sociologie, dar a activat în Asociația Studenților Creștini din România, un fel de ASCOR, cum ar fi astăzi ASCOR-ul, în care a avut o poziție echilibrată și, zic eu, destul de bine întemeiată, adică de obicei în asemenea asociații se ajunge spre o formă extremă. Mircea Vulcănescu a avut această dreaptă socotință și acest discernământ pe care l-a aplicat toată viața. Iar mai târziu, între colegii săi de generație, el
a fost împotriva celor care au căzut într-o extremă. Fie vorbim despre extrema dreaptă, așa, numindu-i într-un fel romantici care se grăbesc, deci latura aceea naționalistă, dar dusă oarecum la extrem, și de asemenea a fost și împotriva celor care cădeau în extrema stângă a ateismului militant, cum s-a întâmplat cu mulți dintre colegii săi de generație. Deci, o poziție echilibrată și în același timp, ceea ce mi se pare mie extraordinar este faptul că el, deși a fost la un moment dat director al Vămilor din România, apoi a ajuns ministrul secretar de stat, fiind la un moment dat asistentul lui Dimitrie Gusti la sociologie, a cunoscut viața țărănească în autenticul ei și a avut două repere la care se va referi și mai târziu, inclusiv în cuvântul său de apărare în fața celor care îl condamnaseră, acelui complet de judecată comunist, care deja avea sentința pronunțată dinainte de a te asculta. El a avut două repere, și anume Baciul Vasile din Maramureș, pe care l-a cunoscut în momentul în care era se afla concentrat ca militar undeva în Ardeal, în Maramureș, Baciul Vasile, și bătrâna pe care a văzut-o, el a cunoscut-o, bătrâna care bătătorise cu genunchii pământul colibiei de atâtea mătănii ce făcuse. Ce mi se pare mie interesant este faptul că atâta timp cât a fost director la Văm și apoi ministru la Ministerul de fapt secretar de stat la Ministerul de Finanțe, ceea ce m-a impresionat a fost că tot timpul el a avut pe birou, inclusiv și acasă, dar și la slujba sa, portretul Baciului Vasile. Și uneori, când îl încerca această ispită a funcționarului, care vede pe verticală și pe orizontală, uneori stătea de vorbă cu Baciul Vasile și spunea: ce ți-e ție, Baciule Vasile? Pentru el, Baciul Vasile era conștiința curată a țăranului autentic, a celui care este conștient de vocația sa creștină, ortodoxă, autentică. Și Baciul Vasile rămâne pentru el un reper chiar și în timpul procesului, atunci când se adresează completului de judecată, spunând că el nu se disculpă de fapt în fața completului de judecată, ci în fața Baciului Vasile din Maramureș sau din Bârseana Maramureșului. Mai mult decât atât, spiritualitatea țărănească pe care o cunoaște și care în același timp îl ajută pe el să rămână în omenie, în omenia românească. Spre exemplu, dau un exemplu în creștinul lumea modernă, își pune la un moment dat problema, în calitate nu de șef, fie la direcția Vămilor, fie chiar în ministerul unde lucra, este pus în situația de a concedia anumiți oameni. Și el își pune problema astfel. Este ușor să faci o grilă și prin acea grilă cine se încadrează, se încadrează, cine nu, să fie dat afară. Dar acesta este, de fapt, valabil nu pentru oameni, ci pentru altceva, cu totul altceva. Însă, în ceea ce privește relațiile umane, această grilă nu poate să funcționeze. Adică această depersonalizare, care intră la un moment dat în angrenajul economiei, în angrenajul social, această depersonalizare în care omul din fața ta nu contează decât dacă se încadrează într-o anumită schemă artificială pe care o alcătuiești, el o denunță și spune: dar e posibil ca omul acela să aibă o familie numeroasă, e posibil ca să aibă o mamă bolnavă și așa mai departe. Este extraordinar, o analiză atât de profundă a dezumanizării ideologice, fie că vorbim de modernism, de ideologiile moderniste, fie că vorbim de ideologiile secolului al XX-lea, de diferite nuanțe, de dreapta, de stânga și așa mai departe, mie mi se pare profetic. El s-a opus introducerii pedepsei cu moartea. S-a opus regelui Carol al II-lea și a arătat, împreună cu Petre Țuțea, a arătat că noi suntem neam creștin ortodox și nu putem să acceptăm
pedapsa cu moartea. De altfel, a și votat la plebiscit împotriva acestei legi. În ceea ce privește purtarea sa exemplară din închisoare, mai întâi avem momentul în care el este atât de apropiat de colegii săi de suferință și avem un episod relatat de Ștefan Fai, în care Mircea Vulcănescu, impresionat de suferințele unui coleg de-al său de celulă, care în iarna mai ales, când erau scoși la plimbare, avea o sensibilitate deosebită și mâinile îi crăpau. Deci se transformau într-o masă de carne care supurează și era o suferință îngrozitoare, deci la frig. Și atunci Mircea Vulcănescu și-a pus problema cum să facă rost de o pereche de mănuși pentru acest coleg al său de suferință. Vă spun aceasta de ce? Pentru că este exemplar în ceea ce privește omenia lui Mircea Vulcănescu. Și a luat ciorapii săi de lână, i-a desfăcut, i-a deșirat, dar în același timp s-a străduit să refacă procesul împletirii. A făcut rost de să zicem, nu știu dacă două sârme sau ceva, ca să poată să împletească. Dar în momentul în care el deșira ciorapii de lână, a încercat să prindă tehnica împletirii. Și a împletit două mănuși de lână și mi se pare chiar de Sfântul Nicolae, i l-a dăruit colegului său care suferea din cauza gerului, din cauza frigului, avea această sensibilitate. Mai mult decât atât, faptul că el salvează un tânăr de la moarte în momentul în care este chiar la închisoarea Jilava, și anume fiind pedepsiți vreo șase deținuți, printre care și el, erau pedepsiți undeva într-o hală unde se aruncase apă pe jos, era ger afară, înghețase apa și erau ținuți cam o zi, 24 de ore, dezbrăcați complet, fără să le dea apă sau mâncare, și la un moment dat un tânăr de 20 de ani a leșinat și Mircea Vulcănescu a fost cel care până la urmă s-a sacrificat, pentru că tânărul nu și-a revenit din leșin și s-a așezat cu pieptul pe gheață, pur și simplu, rugându-i pe ceilalți să urce pe tânăr peste trupul său. În contact cu trupul, cu căldura trupului său, tânărul și-a revenit, e adevărat, după o perioadă mai lungă de așteptare, și Mircea Vulcănescu a făcut pneumonie. După aceea a ajuns la Iud și această pneumonie se pare că i-a fost fatală. Pe lângă alte episoade în care el îi roagă pe colegii săi de celulă să-l țină treaz, pentru că vrea să înfrunte moartea treaz, să arate că nu este frică de ea, după ce el a fost flagelat, a fost bătut cu acea vergea de oțel, erai bătut pe fiecare milimetru, încât trupul se transforma într-o masă de sânge, și după o asemenea bătaie, se pare că el i-a rugat pe colegii săi să-l țină tras, pentru că vrea să moară conștient, să arate. Și ultimul lui cuvânt din închisoare: să nu ne răzbunați. Sigur, considera că nu noi suntem cei care putem să facem dreptate și să îndurăm, pentru că el totuși nu avea înfățișare de martir, dar era un martir, un mărturisitor al lui Hristos. Și s-a văzut asta în toată purtarea lui și deosebit cu colegii lui de închisoare pe care i-a apărat și chiar pe toți prietenii lui pe care i-a avut în viață și care îl iubeau. Și când a știut să apere pe cineva, și-a pus pielea la bătaie și și-a dat tot, cum a mărturisit cel care a fost în celulă cu el.
și al cărui nume sora mea și cu mine avem o mică îndoială, dacă îl crămea Frățescu sau Frățilă, dar oricum i-a fost frate de celulă și ne-a vorbit atât de frumos despre el când a ieșit în închisoare. A fost ultima veste pe care am avut-o mai directă, să zicem așa, mai autentică decât vorbitoarele care se terminaseră de mult și gândurile și scrisorile, avem scrisori de la el care au fost publicate, dar prezența și gândurile sunt mai mult decât orice în mintea noastră și este mereu alături de noi și a fost sculptorița asta deosebită care i-a făcut portretul extrem de expresiv și de asemănător ca idee, pentru că un copil s-a uitat și a spus, parcă gândește. Și e ceea ce noi simțeam și nu puteam spune. Adică în momentul în care un copil îți spune lucrul ăsta, e adevărul. Și într-adevăr, prezența lui, eu de-aia nu arunc lucruri, pentru că sunt pline de amintiri, pline, pline, de înțelepciunea lui, de generozitatea lui.